Dumnezeu vrea să vă salveze sufletele. Să știți că localitatea aceasta a avut o lucrare specială. Acum, indirect, sunt legat de familia Catar și pentru asta mă bucur foarte mult, sângerele fratelui sau domnului Nicu Catar. Și știu că tatăl dumnealui a fost un mare, mare Dumnezeu aici în zonă. Un om care s-a implicat în lucrarea aceasta de partea Domnului. Și să știți că Dumnezeu se întoarce cu privirile spre Delem. Localitatea aceasta va fi binecuvântată de Domnul. Este binecuvântată prin modul în care este așezată din perspectiva reliefului. Este binecuvântată din perspectiva agricolă. Aveți binecuvântări, peste binecuvântări. Și să știți că Dumnezeu vrea să intre, să lucreze și să vă binecuvânteze sufletele. Dumnezeu vă iubește de fiecare dintre noastre. Așa se face că Biserica Pentecostală Betania din Cluj Napoca a avut pe inimă acest proiect. Dumnezeu a deschis ușile spre dumneavoastră. Apreciem conducerea localității dumneavoastră care ne-a dat acordul să fim aici, consilierii locali și toți ceilalți care au fost implicați în a ne da această posibilitate să fim împreună. Aici vedeți în partea dreapta mea adolescenți și tineri de la Biserica Betania. Vedeți fanfara care au instrumente, vedeți corul bărbătesc. Și noi toți suntem aici niște oameni simpli, dar cu Dumnezeu mare. Cu Dumnezeu măreț. Dumnezeul nostru este Dumnezeul fiecare dintre noastră. Și vrea pe fiecare să ne mântuiască. Vă rog cu respect să vă ridicați, pentru ca să chemăm numele Domnului peste locul acesta.